prim-ministru, vă rog să primiți salutul în numele sătenilor mei și a instituției pe care o conduc, Primăria Comunei Bata. Vizită că în istoria satului Bata n-a venit niciodată, nici n-a trecut un premier pe aici. De metale și vă deschidere da, mare pe jumătate de... Poate să ar ridica 6-7 ore pe zi. Se poate. Se face jumătate parte deasupra. Bună seara. Obiectivul nostru este de a moderniza rețeaua de cale ferată de pe coridorul paneuropean Constanța-Curtici cât mai repede posibil. La ora actuală, situația pe diferitele tronsoane este următoarea. Până la Predeal, modernizarea este finalizată. Pe tronsonul Predeal-Brașov, care este un tronson extrem de dificil de realizat din cauza diferenței de nivel a complicațiilor terenului, unde este necesară o soluție tehnică care să asigure o viteză maximă de deplasare de 160 de km, este în revizuire studiul de fezabilitate. În continuare, tronsoanele pe care am avut probleme au fost cele trei tronsoane, Brașov, Apața, Apața, Cața, Cața, Sighișoara, dacă nu mă înșel. Pe două dintre ele, după îndelungi contestații și amânări, s-a semnat contractul de proiectare și execuție. De asemenea, pe tronsonul Apața-Cața s-a terminat contestația prin hotărâre judecătorească. Așteptăm motivarea acestei hotărâri definitive și urmează să se semneze contractul și pe acest tronson. În ceea ce privește tronsoanele dintre Sighișoara și Simeria, ele sunt într-un stadiu foarte avansat de execuție, sunt aproape de finalizare. În ceea ce privește tronsoanele dintre Simeria și Curtici, există contracte pe toate tronsoanele. Sigur că aceste lucrări sunt cele mai dificile lucrări. Sunt lucrări de artă care presupun o tehnologie deosebită, care să fie adaptată, nu știu dacă ați înțeles ce v-a zis aici, compoziția solului este diferită. În prima parte a lucrării este bazalt, în partea a doua a lucrării este un teren fărâmicios, care necesită alte tipuri de lucrări pentru realizarea tunelului, care reduc viteza de avansare a lucrărilor de săpare a tunelului și de asigurare a infrastructurii de susținere. Obiectivul nostru este, sigur, cu excepția tronsonului Predeal-Brașov, care, repet, este un tronson dificil, un tronson pentru care soluția tehnică urmează să fie dată de revizuirea studiului de fezabilitate. Obiectivul nostru este ca până la jumătatea anului 2023 să avem toate tronsoanele de cale ferată modernizate la standarde europene pentru a permite deplasarea cu o viteză de până la 160 de km de oră pe calea ferată. Sigur că avem o serie de alte proiecte. Un proiect care se apropie de faza de licitație pentru proiectare și execuție este tronsonul Cluj-Episcopia Bihor, un tronson în care e necesară modernizarea,
infrastructurii feroviare și de asemenea electrificarea, pentru că în cazul că nu știați, între Cluj și Episcopia Bihor nu exista linie de cale ferată electrică, alimentată electric, deci în cadrul proiectului urmează să se finanțeze și electrificarea liniei de cale ferată. Acest proiect este de o valoare de aproximativ 1 miliard de euro, estimat în studiul de fezabilitate și am luat decizia să-l introducem pe finanțare în cadrul facilității de reziliență și recuperare. De asemenea, intenția noastră este ca foarte multe tronsoane de cale ferată, atât de pe coridoare europene, mă refer aici, de exemplu, legătura de la București pe Moldova. De asemenea, este legătura de la București pe sud, prin Craiova, Turnul Severin, Lugoj, unde, de asemenea, avem prevăzute proiecte cu finanțare europeană, o parte pe facilitatea de reziliență și recuperare, de asemenea o parte pe exercițiu financiar multianual. Obiectivul nostru ca guvern este să asigurăm o finanțare fără precedent pentru modernizarea căii ferate. Pentru noi transportul feroviar este prioritar, așa cum este pentru întreaga Uniune Europeană. Transportul feroviar este considerat un transport sigur, rapid, ecologic și dezvoltarea transportului feroviar reprezintă o prioritate la nivel european și pentru guvernul nostru reprezintă o prioritate, motiv pentru care vom acorda și resurse financiare și sprijin pentru toate entitățile implicate în implementarea proiectelor de modernizare a infrastructurii feroviare. Am încredere că acest consorțiu care construiește cele două tronsoane, de o lungime de 80 de kilometri în total, dacă am reținut, 80 de kilometri cu o valoare foarte mare, vor derula lucrarea în ritmul care a fost stabilit prin prevederile contractuale. Vă mulțumesc!